Cel mai bun tenismen din Moldova, Radu Albot, a început în forță turneul ATP de la Sofia. În optimile de finală, sportivul nostru se va confrunta cu favoritul numărul 2 al competiției. În primul tur al întrecerilor, Albot nu a avut nicio problemă în fața unui favorit al gazdelor, bulgarul Alexandr Lazarov. Tenismanul nostru a avut nevoie de o oră și 15 minute pentru a trece de numărul 599 ATP, scor 7-6, 6-2. În optim, Albot va avea în față un adversar redutabil în persoana belgianului David Goffin, al doilea favorit al competiției și numărul 11 mondial. Partida va avea loc pe 9 februarie. Turneul ATP de la Sofia este dotat cu premii totale în valoare de 540.310 euro și se dispută în perioada 6-12 februarie.